o salutăm și pe următoarea noastră invitată, doamna doctor dermatolog Mihaela Leventer. Bună dimineața! Bună dimineața! Doctor. Bună dimineața! Bine ați venit alături de noi! Mulțumesc de invitație! Este foarte important, doamna doctor, să avem tot timpul grijă de pielea noastră, îndeosebi atunci când o expunem sub razele UV și atunci când plecăm cel puțin în vacanță. Este foarte cald afară și pot apărea probleme ale pielii în urma expunerii acesteia, așadar, la soare. Care sunt principalele probleme cu care ne putem confrunta, doamna doctor? Acțiunea solară e o experiență foarte comună. Toată lumea stă uneori mai mult sau uită să se protejeze și suportă consecințele unei axuri. Pielea te mănâncă, se înroșește, se bășică, se cojește. Asta în varianta cea mai simplă. Se pot agrava unele afecțiuni preexistente, de exemplu, sunt fotodermatoze, boli agravate de lumină, cu persoane care află la o expunere la soare că au o suferință serioasă. Poate să fie o urticarie solară, o erupție polimorfă la lumină sau chiar o boală mai gravă cum este lupusul, care evident se agravează atunci când se stă în lumină. Cea mai întâlnită dintre acestea este cu siguranță arsura solară, cu care ne putem pricopsi dacă nu avem grijă. Care sunt principalele simptome? Care sunt principalele aspecte ale unei arsuri solare? Bineînțeles, în afară de disconfortul pe care îl resimțim rapid. Sunt cele legate de piele, vi le-am enumerat deja, înroșirea aceasta rapidă, cu o senzație de iritație, de arsură, senzația de mâncărime. Să știți că toate aceste simptome de obicei se declanșează la câteva ore după o expunere exagerată. Practic, nu simțim stând pe plajă la malul mării. Neavalul, cum s-ar zice. Ci la vreo două ore după un duș, când pielea își arată suferința. Înroșirea aceasta continuă cu apariția unor bășicuțe pe piele, mai mici, mai mari, și apoi cu cojirea. Toate lucrurile acestea creează un risc pentru sănătatea pielii în viitor. O persoană cu axuri frecvente la vârsta copilăriei, sigur, poate dezvolta un cancer la vârsta maturității. Eu nu vreau să vă sperii, sunteți la... Aceasta ar putea fi o complicație. Ar putea să fie o consecință a axurilor la vârsta copilăriei, vârstă la care suntem foarte neprotejați. Atât de, să zicem, dotarea genetică, pielea nu se apără suficient, dar și de familia care nu are grijă de noi suficient și... ne lasă... își lasă copiii pe malul mării, jucându-se în apă, în nisip, cu orele fără să-i protejeze. Și pentru că, doamna doctor, suntem în plin sezon, cu siguranță sfatul dumneavoastră ar conta. Cum ar trebui să ne comportăm în momentul în care vrem să ne expunem la soare, la razele UV? Să știți că sfatul lumii medicale este să evitați orele de maximă însorire. Zilele acestea pe litoral sunt temperaturi înalte, lumea este în plină vacanță. Cred că litoralul românesc are cel mai înalt grad de ocupare și plajele sunt scăldate de oameni. Foarte multă lume pe litoral. Evitarea orelor de vârf, ora 10-16 pe zona noastră geografică sau 11-16 ar trebui să fie o regulă. N-ar trebui să mai găsim părinți cu copii pe malul mării. Ar trebui să stăm adăpostiți sub o umbrelă, sub o umbră, zonă cu umbră, un pom, în interiorul unei încăperi răcoroase. Ar trebui să ne protejăm de lumină cu haine de protecție, o bluză care să acopere umerii, o pălărie care să acopere capul și urechile, pentru că foarte frecvent cancerele de piele la maturitate apar în aceste zone. Ar trebui ochelari de soare, pentru că și ochii suferă din cauza luminii excesive, și desigur cremele de fotoprotecție, factor mare. Doamna doctor, cum sau ce ar trebui să facem din momentul în care realizăm că avem această arsură solară? Cum ne putem trata? În niciun caz nu puneți iaurt, nu puneți oțet sau ce se mai folosește. Deci nu acestei metode tradiționale. Un duș rece, alcool sanitar, poate să calmeze senzația de usturime.
se aplică ușor, o cremă emolientă, un produs hidratant pe piele. O cremă cu mentă, cu eucalipt? Nu neapărat. Sunt adepta compozițiilor simple care nu creează un risc de reacție alergică suplimentară. O bază emolientă sunt o mulțime de produse care se numesc după soare, presolei, și care au ingrediente care calmează senzația de arsură. O zi, două de repaus poate să refacă rezistența pielii. Mulți atunci când realizăm că ne-am ars de la soare sau că avem ceva probleme în urma expunerii la soare, ne reîntoarcem la plajă. O folosim această cremă după soare, o zi sau imediat cum ajungem în casă sau în camera de hotel, dar a doua zi dimineață reluăm activitatea. Este crema, greșit? Crema de fotoprotecție trebuie aplicată tot la două ore. Gândiți-vă că vă petreceți o zi la soare, la plajă și intrați în apă, ieșiți, vă așezați pe prosop, integritatea stratului protector se duce, crema nu rezistă la nesfârșit. Chiar și produsele pe care scrie waterproof, adică rezistente la apă, au o rezistență la câteva îmbăieri de câte 20 de minute, deci nu poți să stai acoperit de cremă o zi întreagă în apă și să pretinzi că ești protejat. Doamna doctor, de altfel o problemă pe care cu siguranță toți oamenii o neglijează, cred că este expunerea la soare și cu alunițele, nu? Cum? Înțeleg că ar putea apărea probleme foarte mari. Lumina poate să modifice în timp structura intimă a celulei, ADN-ul celular, și să expună persoana riscului melanomului malign, care este cancerul de piele cel mai grav, cu o rată de mortalitate mare. Să știți că anual mor în România 400 de oameni suferind de melanom metastatic. Numărul cazurilor depistate a crescut foarte mult. În fiecare zi, în ultimele două luni, am avut un caz în clinică. Vă dați seama că la nivel național numărul lor este mare și se datorează, sigur, lipsei de control a sănătății pielii. Ceea ce pacienții noștri cred că sunt alunițe, nu sunt totdeauna alunițe. Pot să fie leziuni benigne, alunițe, sau pot să fie din start melanoame care mimează o aluniță și care, expuse la lumină, sigur, au o evoluție extrem de rapidă și gravă. Doamna doctor, cât de gravă este apariția celor pete maro în urma expunerii la soare, dar și a pistruilor? Și a? Pistruilor. Sunt acei pisturi care ne apar de multe ori pe față, tocmai în urma expunerii solare. Petele cafenii, mai ales la nivelul tenului, melasma, într-adevăr se agravează la lumină. Cumva e un pigment care developează la suprafața pielii. Melasma care e tipică femeilor. Femeilor mai ales. Sunt și alte zone, există și o pătare inflamatorie. De exemplu, poți rămâne cu antebrațele pătate de lumină de la un sezon la altul, pentru că pielea nu se cojește la fel de rapid așa cum se cojește pe alte zone ale corpului. Nici pistrui, nici aceste pete de pe umeri, de exemplu, cu care rămânem după un sezon estival, nu constituie un risc anume pentru piele, ci sunt mai degrabă un semnal că pielea nu rezistă la lumină. Înțeleg, și că ajunge. Există și anumite pete hepatice care pot apărea în urma expunerii solare. Cauza pătării pielii trebuie, sigur, stabilită de medicul specialist. Eu vorbesc de pistrui, lentigine, melasmă, pete de culoare care sunt persistente și care sunt stimulate de expunerea la lumină. Spuneați că o consecință a expunerii solare încă de mici copii ar fi acest cancer de piele pe care îl riscăm ușor dacă nu avem grijă. Ce alte complicații pot surveni în urma expunerii solare, ca și consecințe pe termen lung, doamna doctor? Ridarea este cel mai vizibil aspect. Pielea se îngroașă, fisurile, apare această ridare fină sau mai accentuată, nu numai ridarea, ci și modificarea culorii, deja m-am amintit pistruii, petele, modificarea vascularizației, vațele se dilată, apare cuperoza. V-aș atrage atenția asupra decolteului, care stă expus la lumină accidental de-a lungul anului și zona aceasta de decolteu are o culoare diferită de a pielii din jur. În timp, modificarea este, pe care noi o încadrăm în poichilodermie, este urâtă, este neplăcută, creează senzația de usturime, mâncărime la orice atingere.
a unei banale cămăși în zona gâtului. Da, doctor, de multe ori copiii, sau cel puțin cei foarte micuți, nu reușesc să verbalizeze și să le spună părinților ce-i doare sau ce-i mănâncă. Cum ar putea părinții să-și dea seama așa ca un prim semnal, fiind atenți la copiilor, atunci când ei sunt supărați de expunerea la soare? Copiii, într-adevăr, nu simt, nu-și dau seama, asta cu orele. Sau nu pot să exprime. Când simt gustul vacanței și a statului, nu știu, pe malul mării, jucându-se nisip, nu-i poți rupe de acolo. Le place foarte mult, sau pe malul unei ape sau în piscină. Părinții însă trebuie să fie responsabili, pentru că copiilor sunt foarte vulnerabili. Pielea lor nu rezistă, chiar dacă semnele nu sunt atât de evidente. Încă o dată, 5 axuri la vârsta copilăriei creează un risc de cancer de piele de 75% la maturitate. Deci e un procent alarmant și sunt uimită că văd părinți cu copii de mână micuți pe că le-a ieșit o aluniță, dar nu sunt alarmați că lăsându-i în soare, fără pălăriuță, fără, nu știu, costum de protecție. Acum sunt costume cu fibră de protecție în care, sigur, micuții își pot petrece mai mult timp în apă. Deci, fără aceste mijloace de protecție, vulnerabilizează sănătatea copiilor. Și totuși, doamna doctor, foarte mulți dintre noi, în momentul în care simțim un disconfort în urma șederii la soare, începem cu iaurt, exact ce spunea și dumneavoastră, și tot felul de leacuri băbești pe care le-am auzit. Când este momentul în care trebuie să trecem pragul doctorului dermatolog? Să știți că senzația aceea de usturime, umflătura pielii, disconfortul intens duce brând nevrând pacientul la medic. De cele mai multe ori sunt forțate serviciile de urgență din zonele de vacanță, care acordă prim ajutor acestor pacienți. Farmaciștii vând produse de prim ajutor în astfel de situații. Însă orice modificare în aspectul aluniței, sesizată cu ochiul liber de o persoană, trebuie să ducă un pacient la doctor. Orice așa zisă aluniță nouă, cu debut nou, după vârsta de 30 de ani, ar trebui să ducă pacientul la doctor, pentru că, da, ar putea fi un melanom la debut. Moment în care rolul doctorului este salvator. Doamna doctor, graviduțele riscă apariția problemelor pe piele mai mult decât restul, având în vedere că poate sunt mai sensibile? Să știți că pe timpul cumva limitam expunerea în perioada de sarcină, însă acum se consideră că sinteza de vitamina D pe cale naturală este bună, însă desigur cu grijă, cu atenție. O gravidă nu o să stea nelimitat, nu o să-și propună să fie tăbăcită de expunerea la soare, ci va sta puțin câte puțin. În cazul problemelor de piele, putem să vorbim și de altele, dacă îi aducem în discuție și pe vârstnici? Ei, categoria vârstnicilor este cea mai afectată de problemele date de expunerea la lumină de-a lungul timpului. Categoria peste 60 de ani, acelor care au lucrat vrând nevrând în soare, deci nu vorbesc de oamenii care și-au petrecut sau își petrec acum vacanțele, ci de cei care au lucrat în agricultură, în construcții, în navigație, alte servicii care i-au ținut în aer liber mult timp, este o categorie foarte vulnerabilă. Ei vor face cancere de piele și nu de multe ori, nu este vorba doar de o singură întâmplare, ci au o piele vulnerabilizată care va produce în continuare probleme și sunt nevoiți să sufere intervenții la vârsta senectuții, când ar fi bine să nu aibă niciun fel de problemă. În concluzia discuției, doamna doctor, oferiți-ne așa un set de reguli generale pe care ar trebui să le urmăm cu sfințenie, atât noi sau cei care nu au copii, cât și părinții pentru copilor și, de ce nu, și pentru ei, astfel încât să nu ne lovim de aceste probleme ale pielii. Nu intrați în trusa de vacanță, să luați cu dumneavoastră o cremă de fotoprotecție, ochelari, pălărie, o haină subțire care să vă protejeze de lumină, desigur un sticluță de alcool sanitar pentru dezinfecția micilor răni, un repelent, un produs care să vă păzească de înțepătura de insecte și desigur un emolient care să vă calmeze arsura atunci când aceasta s-a produs.
Vă mulțumim tare mult, doamna doctor dermatolog Mihaela Leventer. Unde vă putem găsi? Sunt în București, în clinica mea, îmi poartă numele, deci e ușor de găsit. Și pe Facebook, bănuiesc, dacă aveți o pagină dedicată, da. Mihaela doctor Leventer. Doctor Leventer, doctor Mihaela Leventer. Mulțumim tare mult și vă așteptăm cu drag și data viitoare. Mergem mai departe acum, Andrei.